Considerat de mulți sufletul satului tipic românesc, Maramureșul a păstrat de-a lungul timpului cultura, tradițiile și credința în Dumnezeu. Regiunea aceasta ține locul unui testament al tradiționalului, al unei ere romantice a simplității și a valorilor morale. Prin creșterea animalelor și rodul pământului, oamenii din Maramureș își câștigă existența de zi cu zi. În comuna Rozavlea locuiește una dintre cele mai fidele telespectatoare. Ea nu contenește în a spune celor din jur despre bucuria și lumina pe care Alfa Omega o aduce în casa ei. Din anul 2006 am văzut prima dată la canalul ABC și atât m-am bucurat când am văzut atât de frumoasă emisiune, că am plâns de bucurie când am văzut ce se vestește la noi în țara noastră. Am încercat să vă caut, să sun, să văd cine sunt oamenii aceștia care așa frumos pregătesc pentru țara noastră, așa o emisiune și așa învățătură. Și așa că am găsit numărul de telefon, am găsit adresa și am început să sun. Și de atunci, din anul acela, n-am putut de bucurie. De când am cunoscut Alfa Omega, mi-am schimbat așa de... O trăiesc o pace, o liniște, o bucurie care n-am trăit-o în atâția zile. Ceea ce i-a plăcut Mariței Sas în tot acest timp a fost faptul că Alfa Omega depășește barierele confesionale și proclamă adevărul pentru toți românii. De asta m-am bucurat, pentru că eram văzut acolo și preot, și episcop, și creștinii, toate bisericii, nu contat. Și pentru asta pe mine m-a legat, ca așa spune cuvântul, cât puteți să iubiți pe toți oamenii. Marița Sas își încurajează atât vecinii, cât și prietenii de departe să vizioneze programele Alfa Omega. Chiar ne sunăm în țară, ori de unde ar fi. Uite ce am văzut, uite ce am văzut la Alfa Omega. Și chiar că mă bucur, că interesează și cât pot mă înțelesc să ajut. Și chiar e foarte interesant să fie sufletele peste și să ajute și alte suflete ca să se schimbe, să îndrepte, ca învață numai lucruri frumoase. Marița Sas vede în programele Alfa Omega TV o hrană bogată pentru telespectatorii de orice vârstă și se roagă ca tot mai mulți români să devină parteneri Alfa Omega. Chiar le doresc din toată inima să nu respingă și să nu dea la o parte canalul Alfa Omega. În toți acești ani, Marița Sas a înțeles principiul semănatului în lucrarea Alfa Omega și a încurajat pe toți cei din jurul ei să facă același lucru. Din pensie și din tot mă gândesc că să-mi pun deoparte pentru a face cum mori în ceruri, numai pe pământ. Și că mori, când vine lucrarea Domnului, atunci facem binele nouă sufletului nostru. Și ajutăm alte suflete care să poată viziona. Că dacă n-ar ajuta, n-ați putea merge mai departe. Așa că asta vă ține și chiar că ne rugăm ca poporul acesta și creștinii, oricine ar fi, să ajute Alfa Omega să-i facă parteneri. Fără ajutorul creștinilor, fără ajutorul oricui, cine vrea să ajute, nu se poate fără ajutor. Ne rugăm Domnului ca să fie partener toată țara Alfa Omega. Să ajute Alfa Omega, pentru că atunci canalul Alfa Omega va dăinui și va vesti cuvântul Dumnezeu, pentru că e mare nevoie de a vesti cuvântul Dumnezeu.